Cu toții suntem prinși de pregătirea sărbătorilor pascale în aceste zile, însă pentru Spitalul Municipal din Hunedoara, grija față de pacienți, în special față de cei infectați cu COVID-19, este primordială. Astfel, joi a fost pusă în funcțiune în Spitalul de Boli Infecțioase, în timp record, o instalație de distribuție a oxigenului extrem de utilă bolnavilor internați aici, bolnavi a căror saturație de oxigen din sânge scade sub 85%. Aceste cazuri trebuiau transferate în mod normal în clădirea Spitalului Municipal pe secția ATI, acum însă cu ajutorul acestei investiții de 165.000 de lei, realizată din fondurile proprii ale municipalității din Hunedoara, acești bolnavi vor putea fi ținuți cu oxigen și în clădirea Spitalului de Boli Infecțioase, unde s-a realizat racordarea la instalația pentru fiecare salon în parte. Suntem în preajma celei mai importante sărbători din an. Facem apel și pe această cale la locuitorii municipiului Hunedoara de a ajuta personalul medical stând acasă. Doar așa vă protejați pe dumneavoastră și apropiații dumneavoastră, dar ce este cel mai important, ajutați personalul medical. Fără multiple îmbolnăviri cu coronavirus în municipiul Hunedoara, personalul medical din Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu va face față și va reuși să asigure sănătatea tuturor pacienților. Pentru ajutorul dumneavoastră de a sta acasă, vă mulțumim! Arată Dan Bobăuțanu, primarul municipiului Hunedoara, într-un mesaj transmis către concetățenii săi.